Dacă n-au dat bac, nici n-au ajuns la un destai. Mă refer 50%, da? Deci toți absolvenții universităților, la prima încercare de a se angaja. Știți care este procentul? La prima încercare asta înseamnă ai finalizat, ai depus dosarul sau cererea de a te angaja. 10-15%. Așa, sunt în jur de 22%. E mult asta, da? De fapt, cum ați avut o abordare pesimistă, cu 10%, da, 22% mă faci să cred că asta nu e atât de rău. Dar, dragii noștri, universitatea, fiind instituția care trebuie să ne pregătească noi ca cetățeni activi, ca oameni deja compatibili cu necesitățile piața forței de muncă, după 3 sau 4 ani de zile în care am fost la lecții, e normal ca doar 20% să se angajeze. Sau să fie competitiv. Termenul ăsta așa se numește, să fii competitiv pe piața forței de muncă, să răspunzi la necesitățile angajatorului. Normal că 20% dat. Nu, no, nu. No. Nu știu, la ce dați oamenii psihotare sau dați? Da, vorbim la noi.